varianta care ai spus tu, deci 15-6x, ar fi fost așa, nu? 15-6x cu bâlbâiala care a fost impusă, egal cu 1 pe 4. Ori 3 pe 2, ca așa e venit, nu? Ori 3 pe 2. Asta ar fi fost echivalent, cum a spune, că 15-6x este egal cu 3 pe 8. 3 pe 8. Și ce ar fi fost echivalent, cum a spune, că 15-6x... Că x egal cu 3 pe 8. Egal cu 3 pe 8. Ori 6 pe 5. Ori 6 pe 5. Egal mai departe, ia să vedem ce se întâmplă. 8 cu 6. 8 cu 6, prin cât? Prin 2. Așa, aici rămâne 3 și aici 4. Și vine la 6 pe 20. Deci ești 3 ori 3. Am simplificat prin 2. 9 pe... Atenție, 9 pe 20. Și trebuia să fie același rezultat. Este același rezultat, înseamnă că a fost bine, mai multă atenție la calcul. Mergem la alte chestii repede. 5 între și 1 pe 4. 5 întregi și 1 pe 4. Împărțit la 2x. Așa. Egal cu 6 întregi și 1 pe 8. Și 1 pe 8. 6 întregi și 1 pe 8. Păi 21 pe 4. Da? Deci 21 supra 4. Ori 2x. Ori? Ești împărțit. A, împărțit la 2x. Împărțit la 2x. Egal cu... 49 pe 8. Echivalent. Înmulțim cu 21 pe 4. Da. De ce să înmulțim? Păi să ne împartă și altul. Deci înmulțim egalitatea cu cât? Cu? 21 pe 4. Bun. Merg pe mâna ta. Deci totul se înmulțește cu 21 pe 4 și rămâne aici. 2x. Păi cum? Este împărțit la 2x. Asta se învăță de împărțit. Păi dacă ai fost ăsta, înmulțeam, nu știți așa repede. Aici e 2x-ul, este împărțitor. Trebuie să duc împărțit atunci. Adică cum? Sau îl duc mai întâi pe 2x. Că aduce 49, nu. Mamă! Bine. Duc mai întâi pe 2x și aduc pe 49 pe 8 în următoarea relație. Și cum îl duce pe 2x? Păi înmulțesc un 2x. Deci mulțim totul cu un 2x. 2x. Da? Deci ar fi așa. 21 pe 4. 2x înmulțit cu... Împărțit la 2x ori 2x, nimic. Nimic. Așa. Egal cu 48 pe 8, 49. 49 pe 8. Pe 8 împărțit, nu, ori 2x. Ori 2x. Așa am zis, mulțim tot cu 2x, da? Ori și 2x. Acum pot să împart pe 49 pe 8 și după ce alte relații. Adică, concret, nu contul, mă. 21 supra 4. Da, 21 pe 4. Împărțit la? Împărțit la? 49 pe 8. Așa, împărțit la 49 pe 8. Egal cu 2x. Egal cu 2x. 21 supra 4 ori 8 pe 49. Ori 8 pe 49. Egal cu? Egal cu 2x. Așa. 4 cu 8. 4 cu 8, da. Și 2 aici. Da. Și nu pot să mai fac simplificări. 21 cu 49? Păi dacă fac 21 ori 2, dă 42. Da. Și... Poate să aibă un divizor comun ăsta, prin divizorul lor comun. Păi 21 poate fi scris ca 3 ori 7, 49 ca 7 ori 7. 7 prin 7. Vezi, vezi. Suntem atenți. Deci vine 3 și aici 7. 6 pe 7. Așa, 6 pe 7 egal cu 2x. O să împart prin 2, prin 2. Adică un fel de 2 pe 1. Da. X egal cu? X egal cu 6. Stați.
6 pe 7 împărțit, sau poți să scrii 6 pe 7 ori 1 pe 2? Ori 1 pe 2. Dar dacă, uite, mai rapid așa, hai să împărțim pe 2 aici. Și 2 cu 6 simplifică, putem să mă... A. Da? Numărătorii împărțim printr-un factor, ambii și în stânga și în dreapta, tu ce ai spus e corect. Ca și cum fi mulțit cu 1 pe 2, simplifică 2 da. De aici cu 6 de aici. Dar putem face asta, să mai pierdem timpul ăsta. Deci urmărim și viteza de lucru. Aici rămâne 3. Și atunci x va fi egal cu 3 pe 7. Iată cum l-am găsit pe x. Foarte repede. X egal cu 3 pe 7. Și după ce l-am descoperit pe x, să vedem acum alte greșițuri. Trecem mai departe. Da. 2 pe lângă. Egal cu un întreg și 3 pe 4. Așa. Echivalentul. Da, echivalent cu 2 pe lângă. Pot scriu 2x plus... Hai, 2x plus 2 întreg... Nu, 2... 2 pe 5. Păi 2 pe 5. Da. Egal cu 5 pe 4. Egal cu 5 cu... Aole, 3. Da, da. 1 la 4, 4, 3, sănătos, 7 pe 4. 7 pe 4. Echivalent cu? Echivalent cu? Scad... 2x egal cu? 2x egal cu 7 pe 4. Da. Ori, nu, plus, minus? Da. 2 pe 5. 2 pe prima 5. Cu 5, a doua cu 4. Prima cu 5 și a doua cu 4. Și vine ce? Și vine 2x egal cu 35. Pot să fac direct scăderea. 2x egal cu... Cu 35 minus 8. 27 supra 20. 27 supra 20. Împart un 2x. Așa, printr-un 2, da. X egal cu... 20 se simplifică. X egal cu 27 pe 20. Da. Ori 1 pe 2. Ori 1 pe 2. Face 27 pe? 27 pe 40. 27 pe 40. Iată că nu am fapt, nu să mai facem ce simplificare, că asta este X-ul. Alte greșiți. 3 pe 5. 3 pe 5. Pe lângă X minus 1 pe 2. Da. Egal cu 6. Egal cu 6, echivalent cu... Împărțim printr-un 3 pe 5. Da. Și vine x. Vine x minus 1 pe 2 egal da. Cu 3 pe 5 împărțit la 6 pe 1. Așa bine. Dacă ai zis împărțim egalitatea, prin câte ai zis? Prin 3 pe 5. Împart la 3 pe 5. Și atunci? 6 pe 1. Da. Împărțit la 3 pe 5. Pe 6 pe 1 împărțit la asta? Sau ăsta împărțit la asta? Primul împărțit la al doilea. Stai cum vine. Dacă eu aș avea așa... Adică 3 pe 5 împărțit deci, la 6 pe 1. Deci fii atent aici. Ăsta ori ăsta face așa ceva. Da. Cum fac tot cu 5 sau cum? Păi prim, 3 pe 5 împărțit la 6 pe 1. Ia să vedem. 7 ori 3 egal cu 21. Da. Închipuiți că ăsta e 3, nu? Da. Și atunci, 3 cu cine este egal? 21 ori 7. Păi nu așa și aici? Cu 6 împărți la 3 pe 5. Unul din cei doi termeni, oricare din cei doi factori ai produsului, din rezultat, rezultatul se împarte la celălalt. Deci unul din ei 7 e 21 pe 3. Sau 3-ul este 21 pe 7. Deci suntem atenți, n-avem voie la așa să vorbim. Am fost vreo două lucruri de acestea, da?
Grijă multă. Grijă multă ca să se întâmple lucruri foarte clare. Trebuie să fie un termen al produsului, este egal cu rezultatul produsului, împărțit la celălalt termen. Sau dacă sunt trei termeni, oricare din ei este egal cu rezultatul împărțit la ceilalți. La toți ceilalți. Că dacă sunt toți ceilalți încă 2-3, la ce e împart? Nu? Dacă zic așa, 2 ori 3 ori 4, 6 ori 4 fac 24, și iată cu cine este egal 3? 3 este egal cu 24 împărțit la 2 ori 4. Da? Adică la 8. Sau 4 cu cine ar fi egal? Cu 24 împărțit la 3. 6. Deci clar să fie. Litere de lege, nu mai pierdem timpul vreodată să întâlnim cu așa ceva. Dar e valabil pentru toată lumea, toți cei care ne privesc. Deci un factor al produsului înseamnă rezultatul mulțirii împărțit la ceilalți factori. Bun, aici ar fi x minus 1 pe 2, este egal cu 6 împărțit la... Cât ai zis? La 3 pe 5. Ori 5 pe 3. Așa. Deci va fi egal mai departe, echivalent cu asta un x. 10 pe 1. Deci, x minus, x minus 1 pe 2 este egal cu 6 ori 5 pe 3. Ori 5 pe 3, nu? Da. Și cât face? Ne face 10 pe... Simplificăm așa. Simplificăm și dă 10 pe 1. 10, adică 10. Echivalent, va spune că e x. X egal cu 10 supra 1 plus... X egal cu? 10 supra 1. Așa. Plus 1 pe 2. Plus 1 pe 2. Să subînțelege că e supra 1, dacă da. Da. Pe a doua pot să, pe prima pot să mulțesc cu 2. Așa. Amplificăm cu 2, da? Da. 21 supra 2. Final 21 pe 2. Așa este. Optimă, apoi mulțumesc. 3,75. 3,75. Paranteză pătrată. Da. X minus 0,3 în perioadă. 3 în perioadă. Închideți paranteza pătrată. Egal cu 5 pe 14. 5 supra 14. Împărțim cu 375 pe 100. Deci scrie echivalent cu... 3x minus 0 375 pe 100 ori x minus 0,3 în perioadă, adică x minus 3 pe 9 care face cât? 1 pe 3. Da. Și acum urmează 5 egal cu 5 pe 4 15 pe 14. Acum facem 15 pe 14 împărțit. O secundă, la... nu cumva mai facem mișcări aici. Nu lăsăm numele ăsta, mai nu le ducem după mai. Ce am putea face aici? Nici nu trebuia să mă lasă prin 375 pe 100. Da. Imediat interzic. Nu se poate să scrie așa numărul. Îți faci și simplificări. Prin cât aici merge? Prin 5. Prin? 5. Normal pe 5, dar pe 25. Că în ultimii două cifre se împart. Iată aici. De ce? Ultimii două prin 25. Pentru că sutele se împart prin 25. 100 împărțit la 25 face 4. Da. Și dacă 75 se împarte, atunci merge de la pe 25. Sigur merge și prin 5, prin 5, dar vrei să mai pierzi timp. Și cât face la... 1. Deci 1. Și vine satul 25, 11. Da, și coborâm 5-ul. Coborâm 5-ul. Nu 11, 12 la scădere. 12, 125 împărțit la 25, 5. Deci 5 ori, da? Deci vine cât? 15. Și jos? Și 4. 4. Deci avem 15 pe 4. Ori. X minus 1 pe 3 este egal cu 5 pe 14. Așa. Echivalent cu, a spune că
echivalent cu a spune că x minus 1 pe 3. Da, x minus 1 pe 3. Egal cu 5 supra 14. Corect. Împărțit la 15 pe 4. Adică ori? Ori e 4 pe 15. Ori 4 pe 15. 5 cu 15. Așa. Și 4 cu 14. Exact. Aici 2. 2. 7. Da. Aici 1. 1 și 1. Și? Și 3. 3. 2, deci x minus 1 pe 3. Deci egal cu x minus 1 pe 3 este egal cu 2 supra 21. 2 supra 21. 2 supra 21. X egal cu 2 supra 21 plus 2 supra 21 plus 7 supra 21 plus 7 supra 21 de dată egal cu 9 supra 21. X egal cu 9 supra 21. Merge prin 3. Corect. Și X egal cu 3 pe 7. 3 pe 7. Acesta este rezultatul X egal cu 3 pe 7. Alte ghișiți, te rog. 1,3 în perioadă. 1,3 în perioadă. Înmulțit cu, paranteză rotundă, 3X minus. 3X minus. 0,75 în paranteză. 3X minus 0,75 în paranteză. Egal cu 1 pe 3. Egal cu 1 pe 3. No, 13 supra, nu, 12 supra 9. Deci 12 supra 9. Deci e transformat de la, da? 12 supra 9. Care înseamnă cât? Vine să țin prin 3. 4 pe 3. 4 pe 3. Ori 3x minus. 3x minus. 0,75. Minus 75%. Lasă deocamdată așa. O să vezi pe când de... Așa. Puteam să... Dacă vrei, merg pe mâna ta. Deci 0,75 pe 100, care înseamnă cât? 75 pe 100, care se împarte prin 25. 3 pe 4. 3 pe 4. 4. 3 pe 4 egal cu 1 pe 4. Da? Împărțim cu 4 pe 3. Da, deci vin de aici că 3x. Vine că... 3x minus 3 pe 4. Da. Egal cu 1 pe 3 ori 3 pe 4. 1 pe 3 ori 3 pe 4. 3 uite cum 3. Văd eu, ca să merg mult mai repede. Când ai zis că înmulțesc cu 3 cu inversul acestea, 3 pe 4, pui 3 pe 4 și aici și încoace. Și 3 pe 4 cu 3 pe 4, 3 cu 3 se simplifică și 4 cu 4 se simplifică și 1. Că tu zici, împarți practic prin 3 pe 4, nu? Mă împarți prin 4 pe 3 și mulțesc cu a doua inversată și de ce e 3 pe 4? Da. Da, dar dacă tu observi, când ți-am zis eu acum că mulțim cu 3 pe 4, egalitatea asta, mulțită cu 3 pe 4, 3 cu 3 se simplifică, 4 cu 4 se simplifică. Și vine doar 3 pe 1 pe 3, care era înainte, ori 3 pe 4. Da. Nu? Adică să vezi și chestia asta, ca să nu mai spui, împărțim la 4 pe 3 și eu știu cum se împart două fracții. Mulțim prima cu a doua inversată. E același lucru. Înmulțim cu inversul acesteia, 3 cu 3 simplific 4 cu 4 simplific 1 și de aceea apare 3x minus 3 pe 4 egal cu 1 pe 3 ori 3 pe 4. 3 cu 3 se duce și echivalent cu a spune că 3x. 3x minus 3 pe 4. Da. Egal cu 3x minus 3 pe 4. Egal cu 1 pe 4. Adică 3x. Un 3 pe 4. Deci 3x egal cu? 3x este egal cu... S-a spus în acolo. 1 pe 4 plus 3 pe 4, adică vine 4 pe 1. 1. Și unde x va fi egal? X egal cu... 1 pe? 1 pe 3. 1 pe 3. Și iată-ne alte ghișițiu. 3 în 3 și 3 pe 5 ori x. 3 pe 5 ori x. Plus 1. Da. Egal cu 2x plus 9 pe 4. Plus 9 pe 4. 4.
avem cu două nebunescute. Introducem întregi în fracție. Da. Și va veni 15 și cu 3, 18 pe 5. 18 pe 5. Ori x. X, da. Plus 1 egal cu 2x plus 9 pe 4. Da. Mă gândesc să scap din 1. Da. Nu vreau mă aștept nimeni. Cu 2x-ul ar vrea să duc în membrul ăsta și într-un fel ar fi de 2 ori, de 3 ori, ar fi 18 pe 5 ori 3x. Deci, 18 pe 5 ori? 18 pe 5 ori 3x. Nu cred că... Nu a singur x să se mulțește cu 18 pe 5, ăștia 2x nu au nicio treabă. O să împart printr-un 18 spre 5. Toată egalitatea? Da. Ca să ducă în partea cealaltă. Să mulțesc un 5 pe 18. Da, trebuie să mulțesc și pe unul ăsta. Pe 5 pe 18. De aceea ar fi indicat să scapi de unul ăsta. Adică scazi pe 1. Scade. Da. Deci ce devine echivalentul? 18 supra 5 ori x egal cu 2x plus 1 plus 9, stați. 2x plus... Minusul. Plus 9 pe 4. Da. Plus 9 pe 4, minus 1. Da. Plus 9, 4, minus 1. Minus 1. Echivalent? Pot să înmulțesc cu un 5 pe 18. Nu, bine ar fi să faci scăderea asta. Păi cum pot să fac? Păi 9 pe 4 a scăzut 1, ca și cum ar fi 1 pe 1. Vă spun urmă. 5 pe 4. Păi de aceea te întreba cum se face. Scădem. E simplu, nu? Că pe 1 poți să scrii ca 4 pe 4. E 5 pe 4. Deci voi avea 18 pe 18 supra 5x egal cu 2x. 2x plus 5 pe 4. Plus 5 pe 4. Ok, acum pot să înmulțesc un 5 pe 18. Te întreabă cineva să intri la profundă? Mm-hmm. Da. Deci 18 pe 5x egal cu 2x plus 5 pe 4. Păi înmulțesc cu un 5 pe 18 și după aia de acolo scad un 2 pe x, da, 2x dacă, și... Dar și când înmulțesc cu 5 pe 18 pe toți și pe 2 să... Și pe 2x ăsta te să înmulțești. Înseamnă că îl duc în partea cealaltă pe 2x cu minus. Scazi un 2x, da? Hai să facem asta. Deci să apară 18. 18 supra 5 ori x minus 2x da. Este egal cu 5 pe 4. Da, cu 15. Acum abia pot să mulțesc un 5 pe 18. Nici acum. Nici acum. Ce? Păi 2x ăsta n-are 18 pe 5. Nu e 18 pe 5 totul pe lângă nu știu cine. Că dacă ar fi un produs, dar este minus 2x acolo. Da? Deci înțelegi ce înseamnă? Da. Deci nu este un produs, nu sunt doi termeni mulțiți. 18 pe 5 mulți cu ceva, egal cu. Ci avem o altă treabă aici. Adică? Adică? Ce te deranjează? Nu știu. Nu știi ce mișcare se face? Da. Păi, hai să ne închipuim că 2x-ul ăsta ar avea numitorul 1. Da? Și atunci, cât ar fi ca să fie același numitor? 5. 5 la ăștia, nu? Și atunci cât ar fi? 18 pe 5 ori x minus
Cât? 10x. 10x supra 5. Egal cu 15 pe 4. Egal cu 5 pe 4. Echivalent. Păi... au același numitor? Da. Și ce spunem acum? Să... 18x minus 10x? 8x. 8x pe 5. 8x pe 5. Așa vine, nu? 18x minus 10x pe 5 egal cu 5 pe 4. Echivalent. Păi pe a doua pot să o mulțesc cu... Abia acum mulțim egalitatea asta cu cât? Cu prima cu 4 și a doua cu 5. A, vrei să aduci aceeași viitor? Da, ca să am 8x egal cu 25. Nu, 8x. Nu, e mulțit cu 4, ai zis pe 2. 32x egal cu... Deci vine 32x egal cu... Cu 5, prin 25. 25. Adică x va fi egal cu... De aici. X va fi egal cu... 25 pe 30. 25 pe 30. Vezi? Abia acum m-a adus. Dar să știi că m-am lăsat în mâna ta. Dar hai să facem niște reguli clare acum pe aparea asta de ecuație. Să luăm de la început de ecuație. Asta este, nu? Da. Deci este așa. 3 întregi și 1 și 3 pe 5 x ori x, să înțelegi x, da, plus 1 este egal cu 2x plus 9 pe 4. Când ai așa cum ai x în diverse situații, tot ce e cu x se pune în primul membru. Deci prima etapă, asta, izolăm x-ul. Izolăm necunoscuta, se cheamă. Deci ducem într-un membru toți termenii care au pe x. Deci vă spune, introducem întregi în fracție, cât vine aici? 3 ori 5. 3 ori 5, 15, 18. 18 pe 5x. Minus 2x. Da. Ce-i cu x? Ceilalți care nu au pe x în partea dreaptă și egal cu 9 pe 4, care era minus 1. Echivalentul. Deci am făcut operația de izolare a necunoscutei. Necunoscuta, toți termenii cu necunoscuta într-un singur membru, în primul membru. Termeni liber în partea a doua. Etapa a doua. Se elimină numitorul, se află numitorul comun. Păi... Adică aici, să subînțelegi că e 1. Aici este 1. Nici nu mai pun că e 1 pe timpul, să subînțelege. Află numitorul comun a celor care sunt în clipa asta. Și cât? 5 și 4 e 20. Da. Amplificăm aici cu 20 împărțit la 5 cu 4. Aici cu cât? Cu 20. Cu 20, sigur că da. Aici cu 5, 5 și la 1? Cu 20. 20. Echivalent cu. Și numitorul nu se mai pun de acum. Că s-a eliminat. Toate fracțiile au aceeași numitor. Păi 4 ori 18. Îi face cât? 72. 72x. 72x. Minus 40x. Egal cu? 45. Da, 45. Minus 20. Minus 20. Și aici o să vină 8x. 8x. Sau să nu vine 8x. Păi tu spui că vine. 72 scăzut 40. 32. 32x. 32x egal cu? 32x egal cu 25. 25. Unde x va fi egal? Cu... 25 pe 32. 25 pe 32. Cât am bâlbuit noi pe ei și cât ne-am chinuit, dar n-avem regula clară, n-aveam etapele. Deci care sunt etapele? 1. Notează-ți, etapele de rezolvare a unei ecuații de grad 1. Etapele de rezolvare a ecuației de grad 1. 1. Etapa 1. 1. Izolăm necunoscuta. Adică, în paranteză, toți termenii cu x se trec în membru stâng. Izolăm necunoscuta. 2. După ce am izolat necunoscuta... Ducem în celălalt membru, în cele care nu au
izolăm de curs, aici se întâmplă toată chestia, da? Adică cei cu X numai în primul membru, iar în paranteză spune aici, ce înseamnă izolare necunoscută? Termenii care conțin necunoscută în primul membru și termenii liberi în partea a doua, asta înseamnă izolare necunoscută. Termenii care conțin necunoscută în primul membru. Da? Și termenii care sunt liberi în partea dreaptă. Adică doi. La același numitor. Da. Se elimină numitorul, dacă există. Da? Se elimină numitorul. Se elimină numitorii în sensul că privind la un capul la altul, da, și stânga și dreapta. Da. Da? Se elimină numitorii. Numitorii. Adică se înțelege asta. Deci la cea doi se stânga și dreapta. Totul la un capul așa. Și a treia etapă se fac calculul. Da? Foarte. Da. Te rog, să vedem altceva acum. 4 pe 3x plus 1, x plus 1 egal cu x plus 5,3. 5,3. Ținem cont de etapă de care... Exact, care nu te-ai anunțat. Să vedem. Păi, acum voi scădea un 1. Nu, ce zic? Prima etapă. Asta fac, îl duc pe, scad 1 și duc și pe X. Așa, vezi o dată. Da. Parcă vine spui, ducem pe X în stânga și pe 1 în dreapta. Da. Da? Deci vine cât? 4 pe 3. 4 pe 3 X. Te rog, copește. 4 pe 3 X. Minus X. Minus X. Egal cu, hai mai repede. X egal cu 1 plus... Cum să fie 1? 5, 4 pe 3. Egal cu 4 pe 3, crezi că zic. 4,3, am înțeles că este scăzut din 15,3 pe 1. Echivalent. Echivalent cu 4 pe 3. Da. X minus 4, X. 4X pe 3. Hai, putem scrie așa. Da. X, 4X face 4. 4X pe 3 minus X. Minus X. Egal cu? Egal cu 43 pe 10. 43 pe 10. Ducem totul la același numitor. Adică? Primul cu 10. Da. Primul cu 10, al doilea cu 30. Da. Și al treilea cu 3. Așa. 40x supra 30. Da. Minus 30x egal cu 129. Așa. Unde 10x este egal cu 129 și x este egal cu 12,9. X egal cu 12,9. Terminat de chestie. Vezi? Mergi foarte repede la care lucrare. Hai să vedem altfel. 1 întreg și 1 pe 9x. 1 întreg și 1 pe 9x. Plus 0,5. Da. Egal cu x plus 6,7. Păi scădem un 0,5 și scădem un X. Așa. Un, bine. Adică se izolăm necunoscută. Da, 10 pe 9. Suntem liberi în dreapta, da? 10X supra 9. 10X supra 9. Minus X. Da. Egal cu 6,2. 6,2. Și aici am să mai echivalent. 10X supra 9 minus X egal cu 62 supra 10. Adică 31. 31 pe 5. Pe 5. Da. Am să zic, ca prin